Bă, stai-mă un pic. Bă, frână, frână, nu, nu, nu! Salutare, eu sunt Andrei și în episodul de astăzi, băieți, s-a întâmplat o nenorocire la noi în localitate, în Dolina. Mai exact, băieți, un camion s-a răsturnat, un camion plin cu lemne și merg cu acest tractor care este la primăria din satul vecin ca să punem, să rezolvăm problema cum ar veni. Deci fix aici, în curbă, s-a întâmplat un accident. Ia uitați că sunt două mașini de pompieri aici. Bun, și mamă, ce e acolo, nici nu-mi dau seama, băieți. Deci nici nu îmi dau seama. Hai să mă dau un pic jos ca să văd despre ce este vorba aici. Deci s-a întâmplat un accident, un camion a venit cu viteză în curbă. Nu știu, din câte am înțeles și-a pierdut frânele, nu a mai avut putere să mai oprească, a avut viteză mare și s-a răsturnat, băieți. Deci ia uitați și voi ce este aici. Mamă, câte lemne, câte lemne, băieți. Ia uitați și voi ce este aici. Asta este remorca, ia uitați, mamă cum arată lemnele ăștia. Deci, nu știu, nu-mi dau seama cum funcționează fizica în momentul ăsta. Cum s-a întâmplat de au ajuns lemnele în felul ăsta, ia uitați-vă și voi. Ia uitați, axul, ce să mai, este dus, este, după cum vedeți, la 90 de grade este întors. E făcut praf, cupla la fel, ce să mai, e ruptă. Și ia uitați, băieți, aici lemne peste tot. Lemne și camionul ăsta, un camion care transporta lemne, băieți, lemne. Acum poliția ia cazul în desfășurare, să-i spun așa, ca să vadă cum și de ce s-a întâmplat și de unde venea. Vă dați și voi seama. Ia uitați macaraua asta cum a ajuns. Mamă, e ruptă de aici de la jumătate. Ce să mai e, e daună mare, băieți. Ia uitați și voi cum arată lemnele ăștia. Ia uitați-vă, băieți, și voi cum arată lemnele ăștia. Faoleu. Deci chiar nu știu ce s-a întâmplat. Ia uitați și voi pe unde sunt și lemnele. Au ajuns, le-au aruncat. Deci nu-mi dau seama. Deci chiar mă depășește cazul ăsta. Nu-mi dau seama cum s-a întâmplat. Sunt toate lemnele împrăștiate pe aici. Deci uitați-vă și voi pe aici. Pe aici. Ia uitați încă unul pe aici. Deci nu-mi dau seama cum vine. Deci chiar nu-mi dau seama, băieți, cum s-a întâmplat accidentul ăsta. Și astăzi asta o să facem. Hai că mă duc să vorbesc cu oamenii ăștia. O să dăm lemnele de aici din drum. O să facem ce trebuie să facem. Să dăm și noi o mână de ajutor. Acum nu știm exact, nu știu exact cauza. Deci pe viitor o să vă spun. O să vă țin la curent cu ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Că asta e întrebarea cea mare. Cum s-a întâmplat de a ajuns în felul ăsta, băieți. Deci chiar n-am cuvinte. Bun, hai că vorbesc cu oamenii aici și revin cu pompierii aici. Bun, băieți, am vorbit aici cu pompierii și hai să începem la reparații, între ghilimele, să dăm lemnele ăștia din drum. Deci le pun și eu pe undeva pe aici, uitați-vă și voi, deci chiar nu vine să cred. Acum i-am întrebat pe pompieri și au spus că, bineînțeles, șoferul este în stare gravă la spital, deci nu avea cum, băieți, nu avea cum să scape fără nicio daună după accidentul ăsta, dar ce să fac? Deci, pompierii mi-au spus că a fost defecțiune la frâne, la sistemul de frânare și nu a mai avut pur și simplu frâne, ci a trebuit să... a încercat el cu niște mișcări stânga-dreapta în zigzag să îl oprească. Dar, băieți, nu a reușit și fără frâne vă dați și voi seama ce se întâmplă, n-ai oprire. Și a fost nevoit să dea în marginea asta de pom și după aia să se oprească acum unde este. Și cupla i s-a desfăcut de la camion și a ajuns în... cum îl vedeți, da? Deci cum îl vedeți, băieți? Ce să mai, accidentele ăștia rutiere sunt cele mai nasoale, băieți. Cele mai nasoale. Bun, hai să... deci mi-au dat aici oamenii, ia uitați și voi cât a brațul, băieți. Deci abia pot să prind lemnul ăsta, că e prea mare, nu sunt învățat deloc cu el.
Bun, ia să îl luăm noi, așa, îi punem și noi pe unde avem posibilitatea acum, ce să facem, după cum vedeți și voi cum arată, bă, dar ce prostie de braț e ăsta, bă. Deci mi-au dat oamenii ăștia de au zis că s-a răsturnat vagonul cu trenul, ia uitați și voi ce mă enervează brațul ăsta. Ia uitați și voi cât este de mare, că iau jumate din camion cu el. Bă, eu spus să nu mai mă cer cu ei, dar vedeți și voi cât de enervant sunt. Bun, hai să iau aici, să le împing, ce să le fac? Să le împing, că mi-au dat oamenii aici un braț de încărcat vaporul. Așa, hai să dăm noi în spate, să le facem și noi acum cum putem, ce să mai, că doar vedeți și voi cum arată. Doar vedeți băieți și voi cum arată. Uite, le pun aici la grămadă. Noi trebuie să deschidem aici drumul, că deja, uite, că deja s-au strâns un tractor acolo, un trafic. Mamă, câte mașini sunt, ia uitați și voi câte tractoare sunt, aoleu. Aoleu, băieți, deci nu putem, nu trebuie să ținem traficul încurcat pentru prea mult timp, vă dați și voi seama. Bun, deci aiurea, e aiurea, băieți, accidentul aici, cum s-a întâmplat. Și este aiurea și brațul ăsta, că mă enervează că e prea mare și n-am ce să fac cu el atât de mare. Bun, așa, ia să întorc eu puțin el așa, bun, ia să strâng să iau și eu cum pot. Op, așa. Hai să le împing, băieți, hai să le împingem, știi ce? Hai să le împingem, că altă posibilitate nu avem. Aoleu, mamă, ce e aici, băieți, ce e aici de lemne, s-a făcut tot drumul numai cu lemne. Bun, hai să le las o dată aici, așa, bă, să nu rămân blocat, uite că deja mi-a intrat un lemn acolo. Mamă, să nu rămânem blocați pe aici, că vă dați și voi seama că atâta ne mai trebuie să mai rămânem și blocați pe aici. Bun, băieți, deci hai să începem să împingem noi remorca asta, că oricum e, o să coste, înțelegeți? Deci o să coste proprietarul o grămadă de bani ca să o repare și nu cred că ar fi o problemă dacă o mai zgriem și noi puțin el, că oricum e făcută varză. Bun, hai să o împingem noi ca să o dăm de aici din drum și să deschidem drumul înapoi, vă dați și voi seama. Bun, foarte bine, ia să... Stați un pic să deschid eu aici brațul. Bun, odată așa. Uite așa. Deci o să împing așa, băieți. Aoleu, famă. Stai un pic, stai un pic, băieți. Mai ușurel puținel să nu, să nu facem noi dauna mai mare decât a făcut-o deja proprietarul. Bun, op, așa, hai. Haide, 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 tractorașule. Hai, hai că poți să o împingi. Așa cum este. Se mai rupsă, ce se mai rupsă, dar aia este, n-avem ce să facem. Bun, op, așa, ia să, bun. Gata, băieți, atât. Atât, ia uitați cum am făcut-o aici, am pus-o deoparte, la margine, înțelegeți? Deci așa se face, la margine. Bun, și acum camionul, hai să dăm și camionul mai în partea aia pe acolo. Bun, aoleu, stați puțin el să dau eu lemnele ăștia care au mai rămas aici. Și acum să începem noi să împingem camionul așa cum putem și noi. Bun, așa, odată atâta. Hai să împingem, băieți. Opa, mamă, ce să împingi, băieți, că e, aoleu, e făcut praf. Ohohoho, să nu răsturnăm, să nu răsturnăm, că atâta ne trebuie. Să răsturnăm camionul acum. Aoleu, nu, nu merge, băieți, nu merge, e... E blocat rău, e făcut varză, nici roțile nu se mai învârt. Plus că mai este și macaraua aia care atinge pe jos pe acolo. Deci, da, nu, nu putem, nu putem, încerc degeaba, băieți, nu pot. Aici nici nu știu cum aș putea cu tractorul ăsta, cred că tot cu o macara ceva. Ceva mai specializată pentru așa ceva. Bă, dar cred că nu ar încurca neapărat circulația. Oricum acum o să mai vină iar poliția, o să vină mașini de service, deci noi le dăm acum de la o parte doar ca să deschidem traficul, dar oricum nu s-a terminat cazul, să-i spunem așa, deci nu este sfârșit, gata, s-a terminat, hai fiecare la el acasă. Nu, o să vină, o să facă investigații, o să fie complicat, băieți, o să fie complicat. Bun. Păi camionul ăsta, băieți, cred că îl las eu aici. Hai să mă duc să vorbesc eu cu oamenii ăștia, să-i întreb cu pompierii, să văd dacă ar încurca
traficul aici, că eu nu cred că ar încurca traficul. Bun, ia stați un pic. Deci am luat bara aia de tracțiune. Așa, ia să continuăm noi să împingem. Mamă, dar stai un pic, că nu-l pun bine. Bun, op, 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 haide. Mamă. Hai bă că-l putem, hai băieți că l-am făcut, gata, așa, direct peste lemne aici, aia este. Bun, deci hai că l-am dat din drum, băieți. Am deschis, ia uitați și voi câtă lume este, faoleu, deci îmi este rău, băieți. Îmi este rău. Bun, hai să le spun la oameni să treacă, să le spun la pompieri aici că deschidem drumul. Că ia uitați-vă și voi câtă lume s-a strâns aici, deci, da, vedeți? Și când spuneți, bă, ce, că nu a durat chiar atât de mult. Dar uite că a durat, băieți. Bine, domne, bine, hai, v-am salutat. Bun, băieți, deci cam asta a fost munca de astăzi. Da, chiar nu era în plan. Am deschis aici traficul din nou, după cum vedeți. Ia uitați cum arată remorca, cu lemne, cu ce, accident. În toată firea, băieți. Ia uitați aici cum arată macaraua asta, are aici cârligul rupt. Ce să mai, aia este, vedeți băieți, viteza ucide, da? Să nu uite nimeni lucrul ăsta, viteza ucide. Bun, hai să pornim și noi acum ușurel, ușurel spre casă. Deci am deschis aici intersecția, acum mașinile pot să treacă normal, să își vadă de drumurile fiecăruia. Deci băieți, sper că ați învățat ceva din videoclipul ăsta. Că nu trebuie să vă grăbiți, mai ales când aveți greutate mare, când aveți tonaj mare, băieți. Deci nu trebuie să vă grăbiți, trebuie să mergeți ușor, atent. Că vedeți, de la viteza asta mare, șoferul nu a mai avut frâne. I s-au tăiat frânele, s-au dus frânele. Nu a mai putut să mai oprească și s-a întâmplat ce ați văzut și voi. Deci de asta trebuie, băieți, tot timpul să mergeți ușor și atent, că drumurile au ajuns un loc periculos. Drumurile, băieți, au ajuns un loc periculos. Deci cam ăsta a fost și episodul, sper că v-a plăcut și sperăm să se facă șoferul bine. Că am întrebat și au spus că a fost lovit destul de grav și vă dați și voi seama, la un astfel de accident n-avea cum să nu fie lovit. Deci cam ăsta a fost episodul, vă mulțumesc pentru vizionare și până în episodul următor v-am salutat. Și aveți grijă cum conduceți, cum conduceți orice vehicul și o bicicletă. Și o bicicletă, că și eu am căzut odată cu bicicleta și mi-am frânt degetul, așa că băieți, v-am salutat.